Oțelul a făcut o primă repriză modestă în fața lui Gazmetan. Gălățenii au deschis scorul primar Chinio și au ratat încă trei mari ocazii, dar au fost egalați pe final. Postul lui Ionuț Badea este în pericol, dar o decizie finală va fi luată până la sfârșitul săptămânii. Concret, o decizie vom lua zilele următoare. Vom discuta și vom analiza activitatea băncii tehnice și în câteva zile vom comunica care este decizia conducerii. Antrenorul Oțelului a făcut declarații care nu au lăsat să se vadă că rezultatele negative ale echipei pleacă de la banca tehnică. Din păcate n-am reușit să câștigăm astăzi o partidă care poate în multe momente, cel puțin în repriza a doua, ne-a fost la îndemână. De ce spun acest lucru? Pentru că am avut situații de a închide partida la 1-0. Așadar, surplusul de încredere câștigat și la pauză și din discuții care au fost foarte bune, din păcate n-a fost materializat. Am suferit la nivel de încredere pe final, consecința fiind un gol primit în ultimele minute pe o greșeală care putea fi evitată, după părerea mea. Oțelul a uitat să câștige și un alt antrenor ar putea să-i redea echipei gălățene spiritul de învingător.